Fondatorul Google, șeful PayPal, CEO-ul companiei Amazon, dar și actrița Angelina Jolie se numără printre cei care vor petrece la castel. O parte dintre celebrități au început să petreacă încă de aseară într-o locație din Poiana Brașov, departe de ochii curioșilor. Cel mai bogat om din lume a ales meleagurile Transilvaniei pentru petrecerea de Halloween de anul acesta. Și-a dorit un loc care să se potrivească cât mai bine cu tematica sărbătorii, așa că a închiriat întreg castelul Bran. Până acolo însă prima oprire pe care a făcut-o când a ajuns pe pământ românesc a fost Poiana Brașov. Într-un local exclusivist, un restaurant tradițional departe de ochii curioșilor, a organizat primul chef cu prietenii miliardari. Printre ei Jeff Bezos, CEO al companiei Amazon, Peter Thiel, cofondatorul PayPal, Larry Page, cofondatorul Google, dar și actrița Angelina Jolie. Grupul de celebrități a fost întâmpinat de gaze cu tradiționala pâine cu sare. De pe mese n-ar fi lipsit nici țuica de prune. Mai târziu, într-o postare pe Twitter, Elon Musk a lăsat să se înțeleagă că mâncarea a fost foarte bună. Este foarte important că i-au ales România, n-au ales Austria, n-au ales Elveția, n-au ales Bulgaria, au ales România. Și prin Dracula ei pot descoperi și adevărata România. O parte dintre invitați, ți-am înțeles, au fost și la Poiana Brașov, au avut și experiențe rurale într-o stână, am înțeles că vizitează și Brașovul. Eu sper ca o parte din invitați să se mai întoarcă în România și poate să și investească inclusiv în turism. Și ar avea ce investi. Adunată, averea celor mai importanți magnați invitați la petrecerea de la Bran depășește 436 de miliarde de dolari, adică de două ori cât PIB-ul României pe anul trecut. Bineînțeles că românii nu au ratat ocazia să facă glume pe seama invitaților de vază. Dacă chiar avea bani, Elon Musk venea vara la Mamaia. După ce ai trimis o mașină spre Marte, următoarea provocare nu poate fi decât să vrei să ajungi la Bran pe DN1. Baftă, Elon! Suntem atât de săraci că bogații lumii vin aici să se sperie. Sunt doar câteva dintre postările care au devenit virale pe internet. Un alt internaut i-a scris chiar Angelinei Jolie pe Facebook. Bună, am cazare la munte, la Mamaie. Ieșim la niște scovergi? Petrecerea se va muta în această seară din Poiană la Castelul Bran.